Administrația publică locală din comuna Muiereasca, reprezentată de primarul Ion Ungureanu, anunță că infrastructura școlară și rutieră va cunoaște în acest an modernizare și reabilitare. Astfel, prin programul de finanțare Angel Salinii, aprobat deja de Ministerul Dezvoltării, se va realiza asfaltarea tuturor drumurilor comunale. Primarul asigură comunitatea că dacă lucrurile merg conform calendarului stabilit, realizarea efectivă a proiectelor ar începe în 2 luni. 3 proiecte mari pe care am vrea să le realizăm sau să le începem în cursul acestui an. Și aici mă refer la proiectul cu privire la modernizarea întregii infrastructuri de drumuri din comuna Muiereasca, drumuri comunale. Totodată, în comună se acordă atenție școlilor pentru învățământul primar și preșcolar. În acest sens, se va moderniza școala din satul Muiereasca de Sus și baza sportivă din incinta acesteia. Iar lângă cele 2 grădinițe din comună se vor construi parcuri de joacă. Un alt proiect care are în vedere modernizarea infrastructurii de la noi din localitate, cu privire la infrastructura școlară, ar fi faptul că noi, în urmă cu 3 luni de zile, am depus un proiect în cadrul unui grup de acțiune locale, un ADI, la care suntem și, din care facem și noi parte, ca și localitate. Sunt cuprinse în cadrul proiectului spații de joacă la grădinițele din localitate, la 2 grădinițe. Comuna Muiereasca este compusă din 8 sate și se situează în zona de nord a județului Vâlcea.